Mulțumesc, colegi. Acum am încercat deja să atașăm vocea care am registrat-o mai devreme pe imaginea dumneavoastră. Pentru aceasta, primul pas ce vom realiza aici, în aplicația Smart Notebook, vom încerca să adăugăm un fundal paginii cu care lucrăm. Pentru aceasta, pe pagina micuță din stânga, se va accesa o dată dreapta. Și opțiunea, selectăm opțiunea stabilire umplere fundal. Și așa cum voi selecta un fundal pentru pagina mea, deci puteți selecta o singură culoare din opțiunea umplere solidă. Dacă doriți să lucrați cu două palete de culori, puteți selecta umplere graduală și umplere model, aveți diferite modele. Iar umplere imagine, puteți să inserați aici o imagine, voi selecta umplere graduală și voi selecta următoarele culori. Așa, și acum rămâne să adăugăm imaginea care dorim. Pentru a adăuga imaginea, vom accesa meniul inserare, după care opțiunea imagine. Vom selecta imaginea necesară. Așa. Mergem toată această imagine și open. Și iată, am primit următoarea imagine aici. Dacă este nevoie, imaginea poate fi mărită sau micșorată. Și acum, pentru a adăuga sunetul la această imagine, deci sus în colțișorul din dreapta imagine, aveți o săgeată unde găsiți proprietățile, se accesează de stânga și găsim opțiunea sunet. Deci accesăm pe opțiunea sunet, butonașul răsfoire pentru a găsi sunetul pe care noi l-am înregistrat. Deci noi l-avem în iconița My Documents. Așa, iată vocarul și open. După care butonașul anexare sunet. Automat în colțișorul din stânga jos, va apare un semnuleț al sunetului și dacă o să accesați pe acest semnuleț, deja se înregistrează, deja se audă vocea cu care dumneavoastră ați înregistrat. Iată care sunt pașii pentru realizarea acestui însărcinări. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Începem.